Capcane întinse de scroci face pe oameni să creadă că unor persoane apropiate li s-a întâmplat ceva grav, prin prezentarea unei false stări de urgență. Aceștia apelează telefonic victima, se recomandă drept avocați, polițiști, procurori, medici și anunță persoana care răspunde la telefon că o rudă a sa este implicată într-un accident de circulație și că are nevoie urgentă de o sumă de bani. De cele mai multe ori, persoanei apelate îi se cere să depună o sumă de bani într-un cont care este comunicat sau să înmâneze banii unei alte persoane, care se prezintă la domiciliul victimei sau cu care victima se întâlnește personal. Această persoană, complice cu cel de la telefon, prezintă încredere, atât prin felul cum este îmbrăcată, cât și printr-un vocabular decent. Ia banii și se face nevăzută. În momentul în care victima realizează că a fost înșelată, este prea târziu pentru a mai putea recupera banii și se adresează poliției. Pe lângă această metodă, infractorii mai folosesc și alte metode de operare pentru a comite înșelăciuni, respectiv solicitarea unor sume de bani pentru predarea unor colete care aparent sunt trimise de rudele aflate în străinătate, ori furtul de bani sau de alte bunuri comis de persoane nesupravegheate care pătrund în locuința părților vătămate sub pretextul vânzării ori cumpărării unor bunuri. O altă metodă folosită de escroci este și cea în care autorii de înșelăciuni cu mașini de cusut își îmbunătățesc metodele de a atrage cât mai mulți clienți pe care să-i lase fără bani. Pentru a nu deveni victimele unor fapte de înșelăciune, polițiștii vin cu o serie de recomandări. Fiți prudenți atunci când sunteți contactați telefonic pentru a fi înștiințați de producerea unor evenimente în care ar fi implicate rude apropiate. Nu oferiți date personale despre dumneavoastră, rude sau vecini apropiați, dacă sunteți abordați direct sau telefonic de persoane necunoscute, sub pretextul unor presupuse câștiguri sau de către indivizi care susțin că sunt reprezentanți ai unei companii telefonice, cablu sau bănci. În cazul în care sunteți contactați de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susțin că sună din partea acesteia și afirmă că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier în care ar fi fost implicate, nu dați curs solicitării în ciuda impulsului imediat cauzat de reacția emoțională. Verificați dacă ruda în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier, cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla acestea și sunați pentru confirmare sau luați legătura chiar cu persoana în cauză pentru a vă asigura că nu este vorba despre o înșelăciune. Să nu aveți încredere în persoanele care promit oferte miraculoase. Nu cumpărați acte de proveniență pentru mașini de cusut de la persoane indicate de către falsul cumpărător. Dacă sunteți contactat de către cineva care vă apelează în numele unei rude apropiate, solicitați acestuia o întâlnire directă și anunțați imediat poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin.